Consiliul Județean Botoșani organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager la Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga. Până la această dată, la sediul unității a fost depus doar un singur dosar. Am înțeles că s-a depus un dosar. Da. Dar am presupus că mai este timp încă de depus dosari, până pe 20, până la sfârșitul lunii. Da, că am vorbit cu domnul Sorescu, a spus că s-a înscris doamna doctor Panait, ceva de genul ăsta și nu știu, dar astea se depun la ei acolo, la sanatoriu se depun aici. Cei interesați de acest post de director trebuie să îndeplinească anumite condiții, printre care să aibă studii superioare medicale, economico-financiare sau juridice, să aibă absolvite cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al Ministrului Sănătății, ori să fie absolvenția unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior, acreditată potrivit legii. Concursul va avea loc la sediul unității din localitate pe data de 28 noiembrie 2014, ora 10.